Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Dungeons, alături, bineînțeles, de un abonat special al acestui canal, o veveriță regală, în toată splendoarea ei. Hello. Băi, m-am gândit că dacă tot și-au luat abonații mei scumpi și dragi acest joc și pentru că eram dator acestui om să mă joc cu el ceva, am zis că ar fi ocazia perfectă să ne jucăm Dungeons. Am și eu nevoie de ajutor, cu ocazia asta mă joc și cu abonații, le îmbinăm pe toate, este perfect. Am făcut rost de ceva iteme interesante pe care vreau să le încerc. Voi în secțiunea de comentarii mi-ați recomandat să folosesc Butterfly Crossbow. Nu, de fapt Harp Crossbow, între Butterfly Crossbow și Harp Crossbow, mi-ați recomandat să folosesc Harp Crossbow, însă între timp am găsit Scatter Crossbow, care mi se pare și mai interesant pentru că are două enchantmenturi posibile, are Fuse Shot și Ricochet, care face ca arbaleta să fie mai interesantă. Singura problemă este că... E bine, nu pot să trage atât de repede cu el, așa să-i dau salvage. Dar în rest, e foarte interesantă. Problema Harp Crossbow-ului este că... Nu știu. Nu prea dă așa damage. De dragul vostru, am să folosesc Harp Crossbow pentru că voi l-ați ales. Și am mai găsit o armă care este unică și mi se pare foarte interesantă și vreau să o echipez acum și eventual să o folosim să vedem cam cum se comportă. Butterfly Crossbow, am să-i dau salvage pentru că nu mai am nevoie de bănuții aceea. Hai să băgăm aici la păcăneaua asta să vedem cine mai pică. Și o să facem review după ce consumăm toate emeraldele. Alright. Hai să vedem. Deci avem un arc, 21 damage. Cam toate arcurile, chiar dacă sunt ele common, sunt destul de OP. Destul de OP. Mai OP decât ce am eu. Și se pare că am găsit și o armură mai bună. Ideea este că ăsta îmi dă melee attack speed mai mare și boost de damage aura, care mi se pare foarte interesant. Așa că chiar dacă asta mă oferă puțin mai multă protecție, am să o păstrez pe asta pentru că are niște bonusuri foarte interesante pe care cealaltă nu are. Alright, Evocation Robe. Nu uitați să lăsați un like la acest clip dacă vă place și dacă vreți să continuăm seria. Sigur că intenționez să termin această serie, așa că ar fi super dacă am reușit oricum să strângem undeva la 80 de like-uri. Nu mi-ați răspuns totuși unde să mergem. De fapt, o singură persoană a răspuns că ar fi interesant să mergem în Pumpkin Pastures. Așa că următoarea noastră misiune va fi chiar acolo. Și, bineînțeles, ca să fie așa un challenge, o să-i dau pe default 5. Dificultate mai sporită un picuț. Observați, avem nevoie de Power 22. Nu avem Power 22, dar o să fie un challenge interesant. Tu ce crezi, Gabi? Reușim oare să jucăm la rangul ăsta? Reușim oare să terminăm? Avem chestii bune. Într-adevăr, avem chestii bune. Hai că mai reușim dacă e. Mi-a dat crejul cu cât se încărca. Serios? Da. Wow! Wow, genial. Sper că poți da Jane. Ar trebui să poți da join. Ok. No. Nu merge? I can't. Ah, reconnect. Ok. Mi-apărea un buton de reconnect, dar eu eram în lista aia de jocuri. Ce ar trebui să te spawneze pe undeva pe aici? Outer pe găbițul în toată splendoarea lui. Hai să mergem. Încă se încarcă. Acum. Iată. Alright. Să-i dăm bătaie.
Uci, OP mi se pare sabia. Avantajul sabiei este că cu ea poți să dai mult mai repede decât cu glaive-ul acela. Într-adevăr, cu glaive-ul poți să lovești mai mulți inamici deodată, dar n-are rapiditatea sabiei. Încă nu știu ce iteme să folosesc sau ce iteme ar fi mai bune. Cineva la un moment dat mi-a recomandat că să-mi upgradez armura pentru că are avantajul ăsta suprem că aruncă cu bulgări. Ceea ce am și făcut asta și am super puterea aceasta. O mică chestie pe care nu am reușit să o echipez până acum, cred că este această capă pe care o primesc, pe care am primit-o de fapt la pachetul pe care l-am luat înainte să se lanseze jocul. Am această capă minunată și acest puiuț de găinuță. Două cosmetice foarte drăgălașe pe care vreau să le lăsăm până la finalul acestei serii. Right, găbițul nostru deja s-a dus aici a forță de putere. A trecut până ei. I-am măcelărit pe toți. Vezi în spate, vezi în spate. Dar ce e cerculețul ăla? E cerculeț de heal? Da, dacă stai în el de heal. Ok. E un artefact. Am făcut și level up. Pe gradul ăsta de dificultate faci level mult mai ușor. Și dropul e mult mai OP. De aceea îmi place să trăiesc periculos la chestii de astea. Mamă, ce trece până ei. Cap în pâine trece ăsta. Folosesc mushroom-ul ăla. Bag droguri, bag drage. Stai așa, vreau să mergem un pic mai în jos, vină încoace, lasă-i pe aia. Vreau să mergem în jos, că avem aici o regiune pe care n-am explorat-o și s-ar putea că să găsim ceva chesturi interesante. Scăpăm de ăștia. Uai, câine. Yep. Am făcut și level up. Destul de OP câinele, pentru că când ești low și ai nevoie să îi distragi pe inamici, câinele o să o facă pentru tine, știi? Da, sau orice pet. Sau moare câinele și tu supraviețuiești, nu știu, îți dai poțiune, îți dai chestii repede, știi? Alright, și văd că mai avem ceva aici în dreapta. Trebuie să urcăm pe deala aici sus. Nu, în dreapta, în dreapta, tot înainte. E o potecuță. Uite, o altă văzișoară. N-am folosit până acum arbaleta. Ar trebui să începem să o folosim. Uite așa. Așa. Uite, pe prietenii noștri. Ia uite-mă, un chestuleț. N-a fost el cine știe ce, dar sunt niște bănuți în plus, de ce nu? Ai un TNT. Și am și cu buleț de TNT, tot în chest. Ah, mișto. Alright. Și mi se pare ciudat, momentul în care dai sprintul acesta, dai saltul ăsta, cubul rămâne nemișcat. Like... Nu putem pe acolo, nu putem pe acolo. Nu merge, nu? Ok. N-ai cum să urci. Poți să cobori, dar n-ai cum să urci. Ok. Și mergem pe aici atunci. Dar observa că te încetinește când, după ce dai dodge-ul. Da, am observat. Ia, hai să urcăm aici sus, că mai sunt dăști. Le dai tu un stun? Ai vreo de-asta să le dai stun și să le dau eu un TNT? Da, nici nu sunt așa mulți. Opa. Never mind. Am plecat în spate heal. Dai. E de ăla cu magie aici. Ia. Se vede conexiunea aia 5G a lui. Mai e unul. Gata. Ok. Aștept aici. Acolo cred că e blocat. Da, dar e o văzișoară.
cu niște emeralde. Colectez fiecare emerald. Era ceva mai multe emeralde. Eu colectez fiecare emerald că întotdeauna am nevoie de ele. Cine știe ce iteme au pe pică la villagerul ăla. Pică și chestii legendare. Da, există chestii legendare? Unique. Așa, da. Item. Așa le zic, legendare. Ca au culoarea aia galben. Da. Suntem obișnuiți la toate jocurile pe care le-am jucat. În toate jocurile acelea, culoarea era galben pentru legendar. Și acum asociem galbenul cu legendar. Așa, avem și un mic ricoșe. Interesant. Ok. Avem aici chestulețul cu supplies. Poți să vii să ți-l iei și tu. Chestulețul cu supplies în multiplayer funcționează un picuț cam ciudat. În sensul în care eu deschid chestul, îmi dropează chestii. Dar în momentul în care vine altă persoană și îl deschide, se întâmplă aceeași chestie. Mi le dropează și pot să iau și eu săgețele și alte minuni de genul. Ok. I'm back. Vine imediat. Da, perfect. Nu trebuie alt arc. Mie. Altă treabă e tati în doi. Una e să-i bați pe ăștia solo, alta e să-i bați în doi. Ok. Uite aici o altă bază. Dead. Oh. Supplies. Da, așa că mai am aici încă o băzișoară cu emeralde. Am observat faptul că în momentul în care folosești heal-ul, nu știu dacă mai menționat chestia asta, poți să dai heal la câine și în felul ăsta să îl ții un pic mai mult în teren ca să nu-ți mai moară. Ia, stai, vină acum. Bagă-l aici. Așa heal? Da. Vezi? Încet dai urcă viața. Foc. Oh, avem un invoker acolo. Dăm un artificiu. Fugi. Se intensifică treaba. Opa. Mori. Ha. Aia e toată ideea cu evocării ăștia, că nu trebuie să vă fie frică de ei. Trebuie să intrați tare în ei, că nu-și mai poate da abilitatea lui cu chestia aia care iese din pământ și dă damage. Nu știu cum îi zice. Crocodile aia, ce dracu. Crocodile aia, da. Nu-mi plac. Nici pe Minecraft, nici. Yeah. Poc. Bun. El are obiceiul pe care îl aveam eu la început, să merg tot în față, să nu mă mai uit de chesturi, să nu mă mai uit de nimic. Dar el cred că are gear-uri destul de OP și nu mai are nevoie. N-am, cred că dai mai mult damage ca mine. Oare? Da. Bine, dacă nu mi-activezi super. Oh, level up! Oh, ia uite. Ce chest frumos. Și am luat un longbow care dă 21 damage. Aceeași chestie cu chestia pe care o aveam, doar că avantajul suprem al ăstuia este că are două chestii din acestea. Avem accelerate, multishot, ricochet, enchanting și supercharge. Niște chestii destul de interesante, dar deocamdată le ținem pe bară. Ce vrei, 12? 13. Oh. Yeah, progres, avansăm.
Ce vorbești? Oh. Cum se numesc magicienii ăștia? Illusioner? Parcă, da. Seamănă cu Illusioner. Sau Summoner, nu știu. A, nu, Summoner-ul era altul. Summoner-ul e altul. Un fel de... cum îi zicea la ăla, mă? Akintosh. Cum îi zicea chestia aia care... Akinator. Un fel de achinatori. Ăștia sunt un fel de achinatori. Right? Ăla-i. Longbow. Bun. A, mă, că-ți vine aici. Bă, leu, mamă. Ia, spawnează un chest? Nu, nu spawnează jocul, că e zgârcit. Foarte zgârcit la chest-uri de-alea golden. De-alea faine. Am observat că cu cât dificultatea este mai mare, cu cât gradul de dificultate este mai mare, cu atât harta se lungește. Avem din ce în ce mai multe porțiuni. Prin care traversăm, ceea ce mi se pare foarte epic. Cum o fi oare la ultimul nivel, la cel mai șmecher, la cel mai hardcore? Chiar vreau să terminăm chiar vreau să terminăm acest joc și să văd cum e. Cum se simte să joci pe cea mai mare dificultate sau prima hartă la cel mai mare grad de dificultate. Cum arată? Mă roade foarte tare curiozitatea. Bă, harta asta e destul de mare. Să-mi bag picioarele. Trebuie să dăm de aici de clopot. Stai așa, că mai am de cercetat pe aici. Să mai găsesc cât un coșuc de ăsta, cât o chestie de asta. Ia. Eu am un punct verde pe ecran. Ăla sunt eu, mă. Ești galben. Ok. Da, n-avem. Nu mai avem. A venit... Spiridușul. Spiridușul. Oh, stai că s-a spawnat un de-ala. În ce? De-ala de spawnează chestii explozive. S-a dus. Uita cum îi zice. Ah, ok. De-astea, despawnează chestii de-astea, știi? Da. Oh, fuck, ok. Ia-te evoker-ul. Ah! Nu, n-am reușit să-i dau săgeata de-aia epică. Dar tot moare prostul. Mor, prostule. Mor prostule. Așa level. Easy. Invocării sunt așa easy. Nu știu, odată ce nu-ți mai e frică de ei și cerjuiești ca animalul. Woo! Wow! În 18 minute am reușit misiunea asta. Ce înseamnă echipă, domne? Ce înseamnă echipă? Și o să vedem ce avem în chestulețul de astăzi. Flaming Quiver. Am mai avut odată ocazia să văd Flaming Quiver-ul acesta, dar nu l-am folosit niciodată și sincer să fiu, sunt curios cum funcționează. Ia să vedem. Oh. Păi gândește-te că ai așa ceva. Gândește-te că ai chestia mea. Da, și tragi cu mai multe de astea. E foarte interesant. Bun, hai să vedem acum armurile. Deci am aici o armură 26. Mamă, prost să fiu să nu o iau. Și are și două enchantmenturi foarte interesante. Are Thorns, care dă damage la mobii care mă atacă. Deflect, care mi se pare iară foarte interesant. Săgețile trase de către schelet sau astea.
se reflectă. Așa că e o diferență destul de mare, observați, între 18 și 26 și prost să fiu să nu o folosesc pe asta. Să pun Thorns și Deflect. Alright. Și o echipăm pe aceasta. Arbaleta asta, Scatter Crossbow. Interesant e la Scatter Crossbow ăsta e că... Interesant e că are Fuse Shot. Dar nu are rapiditate, asta e problema. Așa că o să-l dăm la o parte. Totem din acesta de heal are Găbițu, armură, ok. Hai să mai băgăm niște puncte la Blacksmith, să vedem ce alte iteme ne mai dă. 18, 18, 22, astea sunt toate armuri junk. No, din păcate nu. Așa. Da, totemul meu de heal e cam învechit. Da, și artificiul meu, să fiu sincer. Ia mă, hai să băgăm punctele astea în loc să le mai dăm la ăla. A, de e mult prea scump. Există posibilitatea ca în lobby-ul în care ne aflăm să se spawneze niște chesturi, chesturi cu emeralde. Ia, să încercăm să găsim niște chesturi, să vedem dacă s-au spawnat chesturile. Chesturile sunt dispuse aleatoriu pe hartă, nu sunt puse într-o anumită poziție. Să le găsești de fiecare dată. S-ar putea ca să nici nu ne fi spawnat chesturi. Ah, ba da, ia uite. Uite un chest. Și e interesant că în fiecare chest ăsta îți dă câte 50 de emeralde. Și merită să te plimbi așa un picuț pe hartă să le iei. Bun. Oameni buni și oameni mai puțin buni, aici se încheie episodul de astăzi și cu aceasta vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru toate aprecierile pe care le-ați lăsat la serie. Mă bucur că vă place în continuare această serie și datorită vouă o să și ajungem cu această serie până la capăt. În off-camera, bineînțeles că o să mai grinduiesc un picuț, să mai obținem niște iteme mai bune, pentru că așa cum v-am zis, pe măsură ce avansăm, trebuie să mai și grinduim ca să putem să terminăm nivelele un picuț mai ușor, un picuț mai repede. Right, ce aici? Mamă, câte camere! Uite! Asta e camera în care primești chestul, știi? Da, da. Ce drăguță e! Bine, mai oameni buni! Vă urez tuturor să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye bye!